Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Simona Pomazan. Urmăriți știrile Antena 3 Pitești. Bilanț nou în județul nostru în raportarea de marți. Ora 13, instituția prefectului Argeș informează că situația persoanelor diagnosticate pozitiv la nivelul județului nostru este de 160, un număr în creștere ușoară al infectărilor de la o zi la alta. Respectiv, încă 4 argeșeni au fost confirmați cu COVID-19 de la ultima informare, adică de luni. Așa cum vă informam zilnic, poliția, jandarmeria și poliția locală patrulează permanent pentru a preveni răspândirea prin contact comunitar a noului virus. În consecință, oamenii legii acordă în continuare amenzi la nivelul județului nostru pentru încălcarea măsurilor impuse prin ordonanță. În Argeș au continuat acțiunile de control desfășurate de structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și de polițiștii locali. În ultimele 24 de ore, aceștia au acționat în sistem integrat pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul COVID-19. Au fost verificate 373 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare sau carantină. Au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 104.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Au fost acordate și 5 avertismente. Instituția prefectului Argeș face un apel către argejeni să dea dovadă în continuare de responsabilitate, să respecte normele de distanțare socială, precum și prevederile ordonanțelor militare. Cadru medical pozitiv la centrul de dializă din Câmpul Lung. Vorbim despre o infirmieră care a fost depistată pozitiv la testul pentru COVID-19 în urma acțiunii de testare ce vizează personalul medical, dar și pacienții din toate centrele de dializă din județ. Specialiștii Direcției de Sănătate Publică Argeș continuă acțiunea de testare a personalului medical și a pacienților din centrele de dializă din județ. De vineri a început testarea la centrul de dializă din Câmpul Lung. Aici au fost testate în total 90 de persoane. Vorbim despre 68 de pacienți și 22 personal medical. Dintre acestea, o infirmieră a fost depistată pozitiv la testul pentru COVID-19. Ea a fost internată la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Pitești. Ancheta epidemiologică este în derulare. Contactii direct depistați până acum fiind plasați în izolare la domiciliu. Rezultatele altor 9 teste au sosit luni și au fost negative. Menționăm faptul că testele au fost procesate la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balci din București. După sosirea tuturor rezultatelor testelor, DSP Argeș va începe runda a doua de testare la centrul de dializă Câmpul Lung și vor fi testați din nou toți pacienții și angajații care, la prima rundă, au avut rezultat negativ. Argeșul beneficiază de un aparat de plasmafareză extrem de important, aparat folosit pentru tratarea celor infectați cu virusul COVID-19 printr-un tratament inovator. Prezent la punerea în funcțiune a acestui echipament, prefectul Emanuel Soare a vorbit despre cum a fost posibilă aducerea lui în Argeș, dar și despre faptul că în scurt timp va putea fi folosit, existând deja 63 de argeșeni vindecați de COVID-19 care ar putea contribui la însănătoșirea semenilor lor. La centrul de transfuzie sanguină din Pitești a fost prezentat aparatul pentru tratarea cu plasma a pacienților cu COVID-19. Alături de conducerea centrului de transfuzie sanguină, la eveniment au fost prezenți prefectul județului Argeș Emanuel Soare, dar și directorul Direcției de Sănătate Publică Argeș, colonelul Alexandru Guiță. La nivelul județului Argeș, după eforturi aproape supraomenești, avem în sfârșit un aparat de plasma fereză. Am depus niște eforturi excepționale pentru a putea aduce un asemenea aparat aici. La un moment dat erau 3 astfel de aparate la nivel național, distribuite centrelor mari de transfuzie sanguină. În acel moment am aflat și noi de această oportunitate. Am intrat pe fir, am făcut toate demersurile necesare. Noi avem acum în județul Argeș și avem un număr de 63 de pacienți vindecați. Din acești 63 vedem cât sunt compatibili. E o procedură care durează. Cât sunt compatibili, care își dau acceptul să doneze, care Asta va fi problema, dar zicem noi că în cel mai scurt timp va fi funcțional și aparatul nostru. Se recoltează sângele, acest sânge va fi separat, componentele sanguine vor fi reintroduse prin aceeași funcție venoasă donatorului și noi vom păstra numai plasma de la donatorul vindecat, care va fi ulterior administrată pacienților critici. A apărut un ordin al Ministrului Sănătății, ordinul 654 de anul acesta, care descrie metodologia de colectare, testare, procesare și administrare monitorizată a plasmei de la donator
vindecat. Aparatul de plasmafareză a fost pus la dispoziția Centrului de Transfuzie Sanguină din Pitești cu titlu gratuit pentru 12 luni în urma unui protocol încheiat între Direcția de Sănătate Publică Argeș și Besmax Pharma. Acest echipament este folosit la colectarea de plasmă umană și este însoțit de 100 de kituri de colectare de plasmă. Scopul acestei donații este de a asigura accesul pacienților infectați cu SARS-CoV-2 la tratamentul cu plasmă umană hiperimună colectată de la convalescenți. Aproape 8% dintre elevii din județul Argeș nu pot participa la orele desfășurate online pentru că nu dispun de dispozitive electronice cu care să se logheze pe platformele de învățare. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Argeș vine în sprijinul acestor elevi cu un proiect ambițios și totodată vrea să redirecționeze banii din programul Cornul și Laptele către achiziția de tablete și laptopuri pentru ca acestea să fie oferite copiilor care nu au posibilitatea să-și cumpere singuri astfel de dispozitive. 6.644 de elevi sunt în imposibilitatea de a învăța în această perioadă în care școlile sunt închise. O soluție rapidă utilizată în Argeș a fost aceea prin care calculatoarele care nu au fost folosite în laboratoarele de informatică să fie luate și duse acasă la copiii care nu dispuneau de modalități și dispozitive de conectare la internet. Totul poate fi posibil în baza unui contract de comodat. În unitățile de învățământ unde există copii cu asemenea problemă, le ducem computerul din școală pe baza unui proces verbal de comodat, de folosință, îl ducem acasă cu programele, platformele, aplicațiile preinstalate astfel încât să-i fie ușor să deschidă computerul și să poată intra alături de profesori și de colegii lor. Nu în ultimul rând, am declanșat și o operațiune, o acțiune, mai bine spus. Proiectul se numește Fă un copil fericit, adu-i școala mai aproape. Și apelul din acest proiect l-am lansat tuturor. De la simplu cetățean, persoană fizică, firme, societăți comerciale, companii, organizații non-guvernamentale, autorități publice locale sau județene, în ideea că dacă au în instituție, dacă au acasă un device, un dispozitiv pe care nu-l folosesc, dar este ok dispozitivul, funcționează, perfect funcțional, cu conexiunea internet, să-i putem dirija noi prin inspectoratul școlar către unitățile de învățământ unde avem copii care nu au și care ar avea nevoie urgentă de aceste lucruri. Deci, cumva, am prins și zona profesională și zona umană în ideea de a face lucrul ăsta posibil și cât mai repede să venim în întâmpinarea nevoilor copiilor. Pe de altă parte, Consiliul Județean Argeș a decis să redirecționeze suma de 8 milioane de lei din programul Cornul și Laptele către achiziția de echipamente care să-i ajute pe elevi să participe la cursurile online. În județul Argeș sunt peste 6.000 de elevi. Prioritatea dintre aceștia o constituie, pe de o parte, clasa a 8-a, unde elevii din clasa 8-a vor avea în câteva zeci de zile evaluarea națională și implicit cei de clasa 12-a sau 13-a care vor parcurge etapele bacalaureatului. În egală măsură, în plan secund, fondurile pot fi alocate pentru toți copiii. Venim în întâmpinarea instruirilor, pentru că ne dorim copii educați, copii școliți și cred că în aceste vremuri triste și delicate, dificile pe care le parcurgem împreună, este momentul ca să ne dăm mâna toți românii, toți argeșenii, toți moșelenii, în egală măsură să ne punem priceperea, dar și experiența, dar și dorința de a face bine acestui popor, acestor cetățeni și grija maximă în acest context o avem pentru elevi. Conducerea județului a făcut apel și la societățile comerciale, dar și la persoanele fizice care au dispozitive electronice nefolosite pentru a le dona astfel copiilor, fără posibilități de a-și achiziționa singur calculatoare, laptopuri sau tablete cu o conexiune la internet. Avem și vești mai bune primite de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș. În momentul de față, județul nostru este fără focare active de pestă porcină africană la porcii domestici. Autoritățile rămân în continuare în stare de alertă pentru că sunt active focare din fondurile de vânătoare. Reprezentanții Prefecturii Argeș informează că pe teritoriul județului nostru nu mai sunt focare active de pestă porcină africană la porcii domestici. Conform datelor furnizate de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, au fost stinse 26 de focare de pestă porcină africană la porcii domestici din exploatații non-profesionale.
Totodată au fost stinse 4 focare în exploatații comerciale din localitățile Slobozia și Costești și 2 focare la porcii domestici din exploatațiile comerciale de tip A din localitățile Dâmbovicioara și Podișor. Autoritățile rămân în continuare însă în stare de alertă, pentru că rămân active focare din fondurile de învânătoare, unde există 15 cazuri de pestă porcină africană la porcii Mistreți. Și vorbim despre fondurile de vânătoare Grădiștea, Mâzgana, Râul Târgului, Trivale, Șuici, Curtea de Argeș, Rădești, Mozacu Complex, fondul de vânătoare Vlăscuța, Micești, Mălureni, Râncăciov, Furduiești, Corb și Dârmănești. Există un post de pestă porcină africană la porcii Mistreți din complexul de vânătoare Mistrețul Sălătrucu, care în prezent este activ. Vă reamintim faptul că pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice și sălbatice, cu evoluție rapidă și mortalitate de 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Așadar, având în vedere evoluția focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul României, DSV Argeș este în continuare în stare de alertă maximă. Centrul Cultural Pitești rămâne aproape de publicul său și prin 2 proiecte inedite desfășurate în mediul virtual. Alături de poeta Denisa Popescu, la cârma proiectului Gânduri, Rostiri, Scrieri și doctorul în istorie Marin Toma, oferă prelegeri sub genericul Istorie și Istorii. Ediția online de aprilie a debutat cu o temă inedită, istoria ale somnului și visului, elemente care generează emoții diverse. Proiectul cultural Istorie și Istorii este început de mai multă vreme de către redactorul șef al revistei Document Restituiri Pitești, doctorul în istorie Marin Toma. Încântat de revenirea proiectului și în mediul online, acesta abordează teme poate mai puțin obișnuite, dar tot mai mult în atenția oamenilor de știință, dar și al istoricilor. A venit acum vremea să povestim despre noapte, despre întuneric, despre vis, despre somn, și multe alte elemente care se întrepătrund cu acestea și care fac și ele parte din istorie, pentru că fac parte din viața oamenilor. Aș vrea să vă spun că pe lângă oamenii de știință care se preocupă de somn, de vise și de altele similare, sunt din ce în ce mai mulți istorici care se preocupă și de aspectele sociale, ale celor menționate mai sus. Istoricul Marin Tom a pus în discuție și dimensiunea culturală și socială a somnului, visului sau nopții, elemente generatoare de emoții diverse. De-a lungul istoriei omenirii, sigur că lăsarea întunericului a reprezentat un aspect important al vieții de zi cu zi, a fiecărui grup uman, de cele mai multe ori un aspect generat de frică, de teamă și, în mare parte, aceste emoții și sentimente fiind generate de faptul că noaptea omul este mai vulnerabil. Iar dacă nu este, cel puțin în anumite culturi se simte mai vulnerabil. Site-ul oficial centruculturalpitești.ro, dar și pagina de Facebook vă stau la dispoziție pentru vizionarea integrală a acestor proiecte. În plină pandemie de coronavirus, Valentin Porcișteanu se dedică familiei mai mult. Fetița campionului este pasionată de domeniul tatălui său, iar Vali speră ca aceasta să îi calce pe urme. Pandemia de coronavirus i-a dat peste cap planurile și lui Valentin Porcișteanu. În lipsă de competiții, piteșteanul dedică timp familiei. Sofie este alături de mine pentru că am avut o perioadă în care am stat foarte mult alături de ea și mă bucur că această liniște a reușit să-mi facă mai mult loc și plăcere pentru partea asta de a sta cu copilul cât mai mult. A zis că vrea să vină alături de mine la curse, să sperăm că se ține de cuvânt și nu se răzgândește. Îi plac foarte mult mașinile, i-am tot arătat filmulețe, sunete, e foarte familiarizată cu mașinile de curse în general, dar mai departe ce va fi și ce va fi să-i placă va decide ea, nu o să forțăm cu nimic situația, dar oricum mă bucur că e un susținător și că e alături de mine și e foarte important să îi ai pe cei apropiați alături de tine de fiecare dată. Vali Porcișteanu speră că debutul în noul sezon va fi chiar acasă cu Raliul Argeșului. Din păcate suntem la garaj cu mașinile oprite, foarte multă liniște aici, așa cum e peste tot. Dacă ne uităm în calendar, trebuia să plecăm la Raliul Harghite. În acest weekend era prima etapă din campionatul național. Din păcate s-a amânat totul, sperăm că nu s-a anulat, doar s-a amânat și va reveni cât mai repede campionatul, etapele pe care le aveam programate pentru acest sezon. Și având în vedere că Raliul Argeșului nu mai este prima etapă în acest an, așa cum a fost anul trecut, este a treia, sperăm măcar să începem campionatul cu această etapă de casă.
Raliul Argeșului e un raliu pe care îl știm cu toții, ne dorim foarte mult să revină din nou, pentru că a fost o pauză foarte lungă și gata cu pauzele, să continue tradiția. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, rămâneți cu bine, la revedere!